sobre dela. Am luat 10, la toate. Cât de mândru sau cum ești acum după ce știi că ai luat 10 pe linie la BAC? Foarte bucuros. Pentru că, în primul rând, sunt unul dintre cei doi elevi care au reușit performanța asta, să ia 10 curat, din județul Alba, mă refer. Și mă bucur că am reușit acest lucru și fără să iau vreo oră de meditație la română, matematică sau informatică. Deci ai luat fără meditații. Da. Mulțumesc profesorilor mei. Ce urmează să faci? Am spus că mai departe aș vrea să merg pe informatică la Facultatea de Informatică la Babeș-Bolyai din Cluj. Și după aia? Rămâi în țară sau pleci? Rămân în țară. Cred că este nevoie și de oameni care să schimbe ceva în țara asta. Cum au reacționat părinții tăi, prietenii tăi, colegii, profesorii? Bineînțeles, au bucurat și m-au felicitat. Nu, deși primii au felicitări, mai toate. Felicită și ție pentru 10-le de la matematică. Mulțumesc. Nu a copii buni, vezi, de asta ne pare nouă loc, plecați de la. Doamna profesor, ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că un elev de-al dumneavoastră, atât profesor cât și dirigintă, a obținut nota maximă la BAC fără să ia meditații? Vă dați seama că e un motiv de foarte mare mândrie. Se alătură altor mulți elevi din Cugir, care unii poate n-au obținut 10 curat, dar care ne duc mai departe prestigiul liceului, aș zice, care peste ani de zile ne caută și ne povestesc despre multele lor realizări. Sunt tare mândră, n-am cuvinte. I-a spus profesorul o materie foarte importantă pentru la informatică. Cum era el ca elev? Relaxat, dar atent. Deci cred că este cheia succesului, am spus-o de multe ori, nu. Atenția foarte mare, concentrarea, relaxarea. După cum am spus și înainte, a arătat că se pot îmbina toate. Asta, pentru asta l-am felicitat în toți cei 4 ani de zile de nenumărate ori. S-a implicat și în multe, multe, multe activități de strângere de fonduri în diverse situații, multe olimpiade și în toate a arătat că se poate. De multe ori le întrebam, chiar mai poți și asta? Și uite că a putut. Până și asta. Cum apreciezi faptul că Văru și colegul tău de clasă a luat 10 pe linie la BAC? Nu mă așteptam la mai puțin de la el și sunt foarte mândru. Deci tu nu ești mai prejus? Putem zice. 10 la matematică, cam 40 la informatică, mai rău la română, 8. Ce urmează pentru tine? Admiterea săptămâna viitoare, engleză și matematică fizică. Unde vrei să mergi și de ce? Doresc să intru la Academia Tehnică Militară București și pe facultate care se bazează pe informatică, calculatoare și sisteme informatice pentru securitate națională. Și doresc asta pentru că mi-a plăcut info de când am intrat în liceu și încerc să continui pe domeniu. Am fost de două ori participant la Olimpiada Națională de Lingvistică și la multe alte județene. Și cum a fost? Frumos! Adică o experiență în plus. Alte activități pe lângă școală? Păi îmi place foarte mult să mă implic în activități caritabile din astea de voluntariat. Cum ar fi? Avem aici în Cugir o asociație caritabilă, se numește Asociația Ține de Tine, care strânge bani pentru diferiți copii nevoiași. Și te implici ca voluntar? Da. Îți place? Colegul meu de clasă, consider că de pe a noua a început să învețe și din câte am înțeles, nu a făcut nicio oră suplimentară la matematică și română. Și fericit și mult succes în continuare, pentru că este un coleg foarte special și a fost unul dintre cei mai buni elevi de la liceul nostru. Tu? Cum ai făcut? Ce ai? Eu am avut media 9.06, am luat 9.80 la chimie, speram să iau 10. Ești mulțumit? Să mă duc la medicină și... Da, sunt foarte mulțumit. Felicitări, Mișule, mult succes! Mulțumesc! Felicitări și ție! Felicitări, Mișule, mult succes! Vreau să mai mulțumesc, felicitări și ție! Salut!